Salut și bine ai venit la cursul de CSS pentru absolut începători. Acest curs este parte dintr-o serie de mai multe, primul fiind cel de HTML pe care te sfătuiesc să mergi să-l vezi înainte de a începe acest curs de CSS. Și acesta fiind spuse, haideți să mergem mai departe și să vedem despre ce este vorba în legătură cu CSS. Ce este CSS, poate te întrebi? E bine, CSS vine de la Cascading Style Sheets, care înseamnă, practic în limba română, Pagini cu stiluri în cascadă, da? Sau, mă rog, în o traducere, să zic, aproximativă, cam asta înseamnă. Vom vedea pe parcursul cursului și de ce aceste stiluri sunt, să zicem, în cascadă, da? Asta este denumirea lor. Asta este aproximativ traducerea în limba română. Bun, CSS nu este un limbaj de programare, da? Dacă te întrebai dacă te-ai întrebat vreodată dacă CSS sau HTML împreună sunt limbaje de programare, ei bine, ele nu sunt limbaje de programare. Rolul CSS-ului în lumea web-ului este pentru stilizarea paginilor. El este folosit doar în, în mod de prezentare, pentru a adăuga stiluri elementelor HTML și doar atât. El de asemenea este foarte versatil. Veți vedea că nu există foarte multe reguli în CSS. CSS ne pune la dispoziție un set de uh, tooluri da? pe care noi putem să le folosim. Oricum ne place, oricum ne, ne este nou mai bine pentru a ne, a ne exprima creativitatea. Da? Pentru că, până la urmă, acest mod de a stiliza paginile web ține de creativitatea noastră și atunci este poate fi, acest lucru faptul că este foarte versatil, faptul că este, ne, ne lasă foarte mult spațiu de manevră, să zic, poate fi un lucru bun. Sau poate fi un lucru rău. Sunt oameni care le place să urmeze anumite reguli, ca, de exemplu, o tehnologie să le ofere anumite reguli pe care să le urmeze pentru a lucra cu acea tehnologie, și sunt oameni care nu le place să aibă foarte multe reguli și preferă să aibă libertatea de a-și exprima nu știu, creativitatea folosind tehnologia sau limbajul respectiv. Aici depinde doar de voi și de uh, cum vă place să lucrați. Bun, sintaxa CSS-ului o să vedem că este foarte, foarte simplistă. Avem uh, ceea ce se numește selector. O să vedem imediat că sunt mai multe tipuri de selector, dar aici este dun, uh, denumit uh, generic selector. Iar acest selector are mai multe proprietăți, fiecare cu valoarea lui. Da? Selectorii sunt folosiți pentru a selecta, practic, elementele de HTML pe care noi ne dorim să le stilizăm, practic, da? Iar proprietățile sunt pur și simplu uh, proprietăți cum ar fi culoare și valoarea culorii, uh, cum ar fi uh, lățime, lungime, poziția elementului HTML și așa mai departe. Bun, și acum haideți să intrăm mai în detaliu și să vedem cum putem folosi CSS pentru a ne stiliza paginile noastre web. În primul și în primul rând, toolurile de care vei avea nevoie să urmezi acest curs sunt cele prezentate în tutorialul anterior, în tutorialul de HTML. Nu o să mai fac încă o prezentare acum. În principiu aveți nevoie de un editor de cod, de un browser și extensiile eventuale. Dacă folosiți VS Code, veți putea folosi extensiile prezentate de mine în tutorialul anterior, ce anume Pre-Tier și Live Server. Dacă nu, puteți foarte bine să deschideți fișierele HTML direct în browser în loc să, să le deschideți folosind adresa de localhost și puteți să lucrați foarte bine și așa, nu este nicio problemă. Acum haideți să vedem care sunt modurile în care putem scrie CSS pentru a stiliza un element de HTML, da, un bloc de HTML. O să mergem aici în body și o să creăm și noi un h1 tag unde o să punem un text. Acesta este titlul meu, nu știu. Acesta este titlul meu. Da, observați că se actualizează automat, pe măsură ce dau save aici, se actualizează automat și asta datorită lui live server, da? Primul mod în care putem adăuga uh, styling unui element este aici direct în uh, tagul de HTML, folosind atributul style, da? folosind atributul style. Noi putem să i dăm aici color, să zicem aqua, da? Observați că titlul nostru s-a făcut aqua. Mă rog, Aqua este doar o denumire de culoare, putem să-i zicem red, green, ce culori vă plac vouă. Ceea ce trebuie să știi în legătură cu scrierea de CSS direct în tagul de HTML este că nu e o practică foarte bună. Nu e o practică foarte bună pentru că îți va fi foarte greu să găsești stilurile corespunzătoare pentru fiecare element în parte atunci când vrei să modifici ceva la site-ul tău. Asta este una dintre probleme, iar cea de-a doua mare problemă pe care o vei avea este că nu vei putea um, scrie codul tău de CSS pentru a stiliza mai multe elemente deodată. Da? Spuneam în introducere că în CSS vom folosi selectori. E bine, acest mod de a um, crea stiluri pentru pagina ta web nu folosește niciun fel de selector. Da? Dacă vă aduceți aminte din prezentare, aveam selectori și selectorii aceia aveau câte o proprietate sau mă rog, mai multe și valorile lor e bine, asta este, direct, asta este direct proprietatea aici, nu avem niciun fel de selector. Selectorul este by default elementul H1 pe care noi îl avem aici, da? în interiorul căruia am adăugat stilizarea. E bine, acest lucru este, este, o practică foarte, foarte rea pentru că noi adăugăm acest styling doar elementului care este aici. Dacă vom mai avea încă un H1, pardon, încă un H1 acesta este al doilea titlu pe care vom vrea să-l stilizăm, va trebui să adăugăm din nou style, dacă vrem să-l stilizăm la fel ca pe primul să zicem, va trebui să adăugăm din nou style color, 2. puncte, red, da? Pun uh, și aici două puncte, și virgulă Observați că nu este niciun fel de modularitate în modul acesta de lucru și va trebui să stilizăm și va trebui să duplicăm practic foarte, foarte mult cod de CSS pentru a stiliza două elemente care sunt uh, practic același au, sunt același tip în HTML uh, și au sunt menite să aibă același styling, va trebui să scriem de două ori același cod de CSS, ceea ce nu este tocmai ok. Acum, cel de-al doilea mod de a stiliza elementele din HTML cu CSS este folosind uh, tagul Style în headul paginii. Da? Deci mergem aici în head și punem un Style, da? este un tag pe care îl putem folosi pentru a adăuga styling elementelor noastre. O să șterg acum stylingul pe care l-am adăugat aici direct în line. am da? șters styling-ul acesta și acum o să mergem aici și o să facem H1 și zicem color red. O să șterg cele două ghilimele pe care le-am lăsat aici. Da? și observați că nu s-a schimbat nimic, titlul este încă roșu. Dar ce observăm acum? Observăm că am pus un singur selector pentru uh, tagul H1 și am dat o singură proprietate pentru a stiliza ambele titluri. Da? Deci exact ce spuneam înainte că nu putem face asta cu inline styles, da? deci adăugând uh, stiluri direct aici în linia de html, dar putem face asta uh, folosind uh, tagul style și screen practic CSS-ul direct aici în html. Sintaxa pe care o vedeți aici în tagul style, bineînțeles, este identică pe cea, uh, cu cea pe care o vom folosi direct în fișierele de CSS. Dar nici asta nu este cea mai bună practică pentru a adăuga stiluri paginilor noastre, pentru că Așa cum aici eram limitați la adăuga stiluri pentru un singur tag HTML, pentru un singur element, la fel și aici vom fi limitați în a adăuga stiluri doar pentru pagina curentă, da? doar pentru pagina HTML în care adăugăm aceste stiluri. Nu putem adăuga, de exemplu, un stil pe care să-l putem folosi, să zicem că vrem să um, ne facem un design al, al unui navbar, Genul ăla de, de bară de navigație pe care o avem de obicei aici, în partea de sus a paginii, pe care să o folosim pe, toată, pe toate paginile site-ului nostru. Da? Nu putem face asta pentru că aici, în pagina curentă, nu putem stiliza, evident, decât elementele care sunt în pagina asta, nu și în celelalte pagini. Și atunci, cumva, stilurile noastre nu sunt adăugate într-un mod reutilizabil. Și atunci, ultimul și cel mai optim mod de a scrie CSS este de a adăuga styling stylingul nostru în fișiere dedicate pentru CSS, da? Mergem și noi aici, apăsăm pe butonul ăsta de plus și facem style, creăm style.css. Și asta este fișierul nostru de CSS. Pentru a face legătura între fișierul nostru de CSS și cel de HTML, cred că am mai prezentat asta și în tutorialul de HTML, dar zic să mă repet pentru că poate este destul de greu de reținut. Sintaxa cel puțin este destul de dubioasă, de asta avem în aceste editoare de cod, din unul fiind și VS Code, dar cred că toate au. Aceste Meta abbreviations cu care putem să scriem, de exemplu, link. Apăsăm un tab și observați că ne creează automat un tag de tipul link. Iar noi, pentru noi nu rămâne decât să punem aici style.css sau care este numele fișierului nostru de CSS pentru pagina asta. Da? Dăm un save și am făcut legătura practică acum între fișierul style.css și pagina noastră HTML. O să șterg acum și stilul ăsta de aici. Sau mă rog, o să șterg doar ă, stilizarea lui H1 și o să merg în style.css. O să dau un save. Observați că culoarea textului revine la negru în momentul în care am șters styling-ul de aici și de aici. Mergem în style.css și facem aici H1 sau H1 și facem color red. Da? și observați că ambele titluri s-au făcut la loc în roșu, așa cum erau și înainte. Acum putem să observăm mai bine și sintaxa CSS-ului despre care vorbim mai devreme. Da? Selectorul fiind H1 în cazul ăsta, adică elementul H1 din HTML. Ce am folosit noi aici este un selector de tipul selector de element, da? adică am selectat toate elementele din pagină de tipul H1. Dacă o să mai punem încă un H1 aici, să zicem al treilea titlu, da? O să vedeți că și pe acesta îl face roșu pentru că ce, ce îi spunem noi lui CSS aici? Îi spunem, i toate elementele H1 din pagina index.html sau mă rog, în pagina în care este importat efectiv fișierul nostru style.css și colorează textul în culoarea asta, culoarea roșie, da? ceea ce nu este foarte ok, pentru că să zicem că vrem să avem un titlu roșu, vrem să avem un titlu verde, vrem să avem un titlu albastru, nu știu, ceva de genul ăsta, da? Și atunci pentru a face asta, mergem înapoi în index.html și vom adăuga fiecărui H1 pe care l-am creat aici, vom adăuga câte o clasă. Vom scrie class, vom folosi atributul class și vom adăuga, nu știu, first title, să zicem, da? Vă sfătuiesc să folosiți Întotdeauna denumiri pentru clasele voastre de CSS sau indiferent pentru ce adăugați denumiri în uh, procesul de web development, fie el denumiri pentru clasele de CSS, ID-uri pentru uh, elementele de CSS, variabile pentru JavaScript și așa mai departe, să folosiți tot timpul limba engleză pentru că folosind limba română, pentru mine cel puțin, putem aduce o oarecare confuzie în codul nostru din moment ce toată sintaxa codului, tot, tot codul practic, tot ce vedeți aici, style, da, este în limba engleză, body, head și așa mai departe. Toate sunt în limba engleză. Dacă venim cu limba română peste chestiile astea, va arăta un pic nepotrivit, să zic, da? Nu mai zic dacă lucrați cumva în echipe internaționale și aveți colegi tărâini care este posibil să vină să modifice la un moment dat ceva după voi și va vedea acele titluri în limba română sau comentarii în limba română prin cod, sau așa mai departe, va fi foarte neplăcut pentru că nu vor înțelege ce ați vrut să scrieți acolo. Da? Așa că vă sfătuiesc mereu să folosiți limba engleză atunci când dați clase elementelor de HTML, dați ID-uri pentru variabile de JavaScript și așa mai departe. Tot ceea ce trebuie să denumiți voi ca și developer să folosiți limba engleză. Bun, și am dat uh, primul element clasa first title. Această clasă ne permite nouă să selectăm doar elementul ăsta, da, doar elementul, mă rog, doar uh, pentru că ăsta este singurul element care este în clasa first title. O să vedem imediat. Mergem aici în uh, style.css și o să scriem punct, pentru că așa selectăm clasele în CSS, first title și vom zice color blue. Observați că Primul titlu și-a schimbat culoarea în albastru. Da? Asta înseamnă că noi am selectat doar uh, elementul H1 care are clasa First Title, sau mă rog, toate elementele H1 care sunt în clasa First Title, și le-am dat culoarea textului albastru, spre deosebire de celelalte care au rămas în culoarea roșie. O să vedem imediat și care este modul în care CSS alege să aplice aceste stiluri, da? Bineînțeles că în clasa noastră first title mai poate fi și un alt element, da? dar este denumit un pic aiurea. hai să zicem doar, să zicem title. O să redenumim în title, mergem și redenumim și aici în title, clasa noastră în title. Observați că nu s-a schimbat nimic. Și vom da și celui de al doilea element, clasa title, ca să nu îi fi dat de, să nu fi dat pentru două elemente clasa first title era un pic aiurea, da? Bun, și scriem și aici title. Acum dăm save și ce observăm, și cel de-al doilea titlu s-a schimbat în albastru. Asta înseamnă că i-am adăugat elementului nostru o clasă denumită title, da? Clasă care, a cărei stil este definit aici. Mai avem încă un mod de a selecta elemente în CSS, mai există un alt tip de selector și anume selectorul pentru ID. O să mai creez eu probabil încă un h1 aici și o să zicem acesta este al patrulea titlu, da? Și o să-i dăm un ID. Uh, fourth title, să zicem, da? Al patrulea titlu. Mergem în style.css observați că am, am folosit atributul ID pentru a-i da un ID elementului, mergem în style.css și pentru a selecta un ID vom folosi nu punct și nu nimic, ci vom folosi simbolul diez, fourth title. Da? Asta este modul în care uh, selectăm în CSS elemente după ID. Aici foloseam punct pentru a selecta după clasă, iar aici folosim diez sau hashtag, spuneți-i cum vreți voi. Și o să zicem color green. Da? Dăm save. Și observați că ăsta, al patrulea titlu, s-a făcut verde. Bun, acum cineva care chiar a fost atent ar putea spune, păi, păi bine, bine, nu ziceai că folosind selectorul de genul ăsta vom selecta toate elementele H1 din pagină și le vom da atributele astea, mă rog, culoarea roșie? De ce celelalte sunt unul albastru și unul verde dacă noi oricum am selectat toate elementele H1 dintr-o pagină și le-am dat culoarea roșie? Ei bine, aici intervine specificitatea CSS-ului. Există un concept care se numește CSS Specificity și dacă mergeți aici cu mouse-ul și faceți hover pe fiecare uh, selector în parte, ve veți vedea aici CSS uh, Selector Specificity da? și veți avea un 0, 0 și 1. Aceste cifre reprezintă, primul reprezintă ID-ul uh, atributului, adică selectorul de tip ID, nu ID-ul atributului. Al doilea reprezintă selectorul de tip clasă, cel de aici. Iar al treilea reprezintă selectorul de tip element, așa cum este h1. Ele sunt luate în ordine, în ordinea care sunt aici, de exemplu, da. Dacă avem un ID pentru elementul h1, pentru un element h1, dacă noi îl definim după ID, îl stilizăm după ID aici în CSS, acel ă, styling făcut după ID va fi luat primul. Și css în felul ăsta se uită. Avem un ID pentru elementul ăsta, dacă elementul are definit un ID, ia styling-ul ăsta care este definit aici în selectorul pentru ID. Dacă nu avem denumit un ID pentru elementul ăsta H1, uită-te după o clasă. Dacă avem o clasă, ia styling-ul ăsta care este definit aici folosind selectorul de tip clasă. Dacă nu, ia practic styling-ul care este folosit pentru selectorul de element, adică pentru practic H1 la general. Da? Deci exact în ordine asta. Avem aici, ăsta este primul pentru ID, al doilea pentru clasă, al treilea pentru element. Deci sunt luate fix în ordine. Dacă există un styling pentru un element care are ID, este luat practic elementul după ID, dacă nu clasă, dacă nu stylingul generic după elementul respectiv. Și ca să demonstrăm chestia asta, haideți să mergem înapoi în HTML și să-i dăm, de exemplu, celui de-al doilea titlu pe care îl avem aici, să-i dăm ID-ul second title și să mergem să stilizăm acest second title folosind hashtag, bineînțeles, second title și să zicem, deci în momentul de față, cel de al doilea titlu este albastru, este stilizat folosind clasa title, da? Culoare albastru. Haideți să zicem um, color magenta sau ceva. Dăm save și observați că cel de al doilea titlu și-a schimbat culoarea în magenta. De ce? Pentru că i-am adăugat aici un uh, styling după ID, folosind ID-ul, ceea ce are o specificitate mai mare decât clasa title. Da? Și atunci, uh, styling-ul folosind ID-ul, în cazul ăsta, a suprascris styling-ul folosind clasa title. Dacă sunteți atenți în momentul în care dați save, o să vedeți că pentru o fracțiune de secundă, uh, titlul ăsta avea culoarea albastră, apoi s-a schimbat în observații se face un foarte rapid refresh. Apoi s-a schimbat în magenta, da? pentru că CSS a descoperit că avem și un styling folosind selectorul ID. Deci de asta spuneam mai devreme că de asta CSS-ul se numește Cascading Style Sheets, pentru că stilurile sunt aplicate în stil cascadă, în stil fallback. Da? În momentul în care nu găsește niciun, niciun stil pentru un element anume, îl ia pe cel Aplicat direct pe elementul respectiv Dacă nu este nici pe elementul respectiv Evident îl afișează așa cum este el Default da? Ce mai trebuie să mai știm noi este că această Specificitate se mai întinde și la Celelalte stiluri de a adăuga CSS Dacă vom adăuga aici Pentru să zicem Cel de-al doilea titlu că tot am vorbit despre asta Dacă vom adăuga și aici Să zicem hashtag Second title Color uh, aqua, să zicem. Ce observați este că cel de-al doilea titlu, care deși este stilizat și în style.css, folosind și clasa și second title are aici magenta. Observați că folosind uh, tagul style direct în html-am suprascris toate aceste uh, stiluri aplicate în documentul css. Da, deci. Ce trebuie să știți este că toate stilurile care sunt aplicate aici în, în tagul STYLE direct în HTML vor suprascrie toate stilurile care sunt aplicate aici în STYLE.CSS. Mai mult de atât, toate stilurile care sunt aplicate direct inline elementului respectiv vor suprascrie toate stilurile care sunt aplicate fie aici direct în tagul STYLE, fie direct în STYLE.CSS. Și o să demonstrăm asta imediat punând aici celui de-al doilea titlu încă un style și vom pune style color, să zicem, black. Da? Dăm save și observați că cel de-al doilea titlu și-a schimbat culoarea din nou în negru. Pentru că stilul aplicat aici direct in line va suprascrie toate celelalte stiluri. Da? Va suprascrie și stilul ăsta, aplica, stilul ăsta aplicat aici în, tagul style, va suprascrie și stilul stilurile astea aplicate aici folosind clasa ID și așa mai departe. De asta trebuie să știți că atunci când folosiți genul ăsta de styling aplicat direct în fișierele HTML indiferent care este modul, va suprascrie toate celelalte stiluri aplicate în CSS. Da? Sau după caz, dacă îl scrieți aici, va supra-scrie și ăsta, va supra-scrie și style de CSS. Bun, și cam asta este despre specificitatea CSS-ului. De asta se numește el Cascading Style Sheets, pentru că toate stilurile astea sunt aplicate în mod cascadă. Da? Unul îl suprascrie pe celălalt, celălalt pe celălalt și așa mai departe. Și dacă tot am folosit până acum ca să stilizăm elementele noastre de html doar culori, haideți să vorbim și despre modul, modul în care putem adăuga culori în CSS. Da, avem, să zicem, două moduri în care putem să definim aceste culori. Pentru că la, la momentul ăsta, vedeți că le-am scris aici, sunt culori predefinite ca red, royal blue, magenta, green, și tot felul de nuanțe din astea pe care le aveți cumva predefinite și le puteți selecta după denumire, dar ce facem dacă avem nevoie de niște culori mai custom, da? nu putem selecta tot timpul culorile care sunt standard aici uh, denumite. Observați că aici în dreapta, atunci când avem drop down-ul ăsta de selecție de culoare, avem niște coduri de culoare. Ei bine, acestea sunt codurile de culoare sub forma structurii hexadecimale, da? Hexadecimal înseamnă toate cifrele de la 0 la 9 și literele de la A până la F. Adică observați că avem niște combina combinații din astea de cifre cu litere, da? Toate combinațiile care sunt făcute în codurile de culoare în modul hexadecimal se pot face uh, folosind cifrele de la 1 la 9 și literele de la A la F. Aceste coduri de culoare hexadecimale sunt împărțite în 3. Haideți să luăm unul ca exemplu. Să luăm, de exemplu, magenta și putem să scriem și noi diez aici, FF00FF. Dăm un save și observați că, uh, ok, am modificat pe, pe H1. Haideți să lăsăm H1-ul cum era, blue, și să modificăm, de exemplu, pe fourth title, adică al patrulea titlu. Și o să vedeți aici că s-a făcut magenta, da? Uh, și așa cum spuneam, sub forma asta de hexadecimal... Chestiile astea, elementele astea reprezintă și ele ceva pe aici. E bine, acest cod este împărțit în trei. După cum știți, culorile sunt uh, determinate prin combinarea a trei culori de bază. Roșu, verde și albastru. De aici și denumirea aia de RGB, pe care o vedeți la toate uh, chestiile care au acum luminițe, mouse-uri, tastaturi și așa mai departe, periferice pentru PC, unde uh, se specifică Că au RGB înseamnă că au culorile alea sub, forma, sub formă customizabilă, da? Putem să selectăm orice fel de nuanță, de galben, de verde, de roșu și așa mai departe. De aici vine și denumirea asta de RGB, de la roșu, red, green, blue, roșu, verde, albastru, da? Și asta reprezintă, în, în codul hexadecimal, asta ne și ni se și arată aici. Primul, primele două F-uri reprezintă roșu cele următoarele două zerouri reprezintă verde, iar ultimele două F-uri reprezintă albastru. Cum interpretăm noi acest cod hexadecimal ca să înțelegem despre ce este vorba? O să pun aici un comentariu. Și by the way, comentarii, uh, pentru că n-am vorbit de comentarii în CSS, comentarii în CSS punem sub forma asta, slash steluță pentru deschidere, steluță slash pentru închidere și putem să scriem acesta este un comentariu. Da? Astea sunt, așa în felul ăsta putem să punem comentarii în CSS. Destul de simplu. Sau dacă folosiți un ID, un editor din asta de cod de genul VS Code, cred că majoritatea au chestia asta, apsați control slash și vă creează automat un bloc de comentariu, după cum se vede, da? Bun, o să șterg partea asta de mai sus. Și acum să revenim la culori. Spuneam că sunt împărțite în trei zone, da? Zona de red, green și blue. Și acum, de ce sunt ele combinate Litere cu cifre. Ei bine, ele sunt combinate pentru că noi avem 16 niveluri de culoare din fiecare culoare. Deci spuneam că R, G, sunt culorile de bază, da? Adică roșu, să scriem așa, verde, albastru sunt culorile de bază. Ei bine, din aceste culori de bază avem câte 16 niveluri din fiecare culoare. Dar pentru a putea reprezenta. Un nivel de culoare de la primul până la al 16 avem nevoie de cifrele de la 0 la 9 și de încă 6 uh, litere, da? adică avem 0, 1, 2 și așa mai departe până la 9 plus A, B, C, D, E, F. Astea sunt nivelurile fiecarei culori și anume fie roșu, fie verde, fie albastru, da? Și ele sunt reprezentate în felul ăsta. Dacă aici avem FF, înseamnă că avem nivelul maxim de roșu. Deci în culoarea asta, în combinația asta de culoare, denumită magenta, avem nivelul maxim de roșu, apoi, dacă următoarele două sunt, și ele sunt grupate două câte două, da? Dacă următoarele două sunt 0, 0 înseamnă că avem 0 verde și nivelul maxim de albastru, da? Deci avem Maxim de roșu cu maxim de albastru formează magenta, practic. Ok, și acum să haideți să vedem mai exact. Dacă punem, de exemplu, 0, 0 peste tot, punem 6 de 0, vedem că este negru, da? Acesta este al patrulea titlu, a devenit negru. ni se și, arată aici fix în CSS ce culoare are exact elementul. Dacă începem și urcăm acum pe unul dintre nivelurile astea, dacă o să punem, de exemplu, 2, 2, 2, la început și 2-2 la final Adică roșu nivelul 2 Și um, albastru nivelul 2 O să vedem că Deși nu se vede foarte bine O să observați că nu e chiar negru aici uitați exact culoarea care e Un mov foarte închis O să vedeți că încep să se schimbe nuanțele Dacă începem și punem de exemplu 3-3 aici Și 3-3 la final 3-3 la final Adică la fel am mai urcat un pic nivelul de albastru Și nivelul de roșu nu știu, Dacă punem și un pic de verde Un 6-6 o să iasă o culoare verzuie de genul ăsta, da? Adică am pus nivelul 3 de roșu, nivelul 6 de verde și nivelul 3 de albastru și asta este combinația de culori. Apoi mai avem uh, și aș uh, de la A până la F, pentru că așa cum spuneam trebuie să avem 16 niveluri de culoare, niveluri de nuanță din fiecare culoare roșu, verde și albastru. O să vă explic imediat și de ce sunt... 16 niveluri din fiecare nuanță, da? Bun, deci asta este uh, modul hexadecimal în care putem adăuga culori. Dacă punem aici FF, uh, dacă punem albastru la maxim, o să vedeți că se duce foarte mult înspre albastru și e nuanța asta de uh, albastru mai mai deschis, mai șters. Dacă punem de exemplu mai puțin verde, punem 2-2 la verde, o să vedeți că se duce mai mult spre albastru și așa mai departe. Putem să punem AA și se duce mai mult spre deschis. Și așa mai departe sunt tot felul de combinații între uh, cifrele 0, 9 și A până la F. Așa cum spuneam, 0 este cel mai mic nivel, adică cel mai, cea mai puțină cantitate de culoare uh, din culoarea respectivă. Și F este cantitatea maximă de culoare, de aia dacă punem F, 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 F de 6 ori, o să ni se facă alb. Da? Deși textul nostru este încă aici el este în, în culoare albă și nu se mai vede. Da? Deci nivelul maxim din toate culorile va deveni alb, la fel nivelul minim din toate culorile, 6 de 0, mă rog, putem să punem și mai puțin, adică observați că merge și chiar și cu 3, practic specificăm că nu vrem decât, nu vrem nivelul minim din fiecare culoare, anume roșu, verde și albastru. Nu, nu vrem să mai dăm alte detalii. Bun, acum ăsta este un mod, este modul hexadecimal prin care putem reprezenta codurile de culoare în CSS și nu numai în CSS. Da? Astea sunt niște coduri de culoare universale care pot fi folosite oriunde, de exemplu și la zona de mobile development se folosesc aceleași coduri de culoare. Bun, cel de-al doilea mod în care putem să adăugăm culori în CSS este folosind valoarea RGB pentru câmpul de culoare, RGB, și aici avem trei câmpuri. Da? Trei câmpuri, primul este, este reprezentat de roșu, al doilea de verde, al treilea de albastru, doar că de data asta nu mai avem niveluri de la 0 până la F practic, deci de la 0 la 9 și de la A la F, avem de la 0 la 255. Deci dacă voi pune aici 0 0 0, vom obține de asemenea tot negru. Dacă vom pune 100 și 0 și 0, vedeți că îi dăm ceva mai mult roșu peste celelalte nuanțe care au nivelul minim și obținem un, o nuanță de grena. Deci, principiul este același: avem RGB și prim, cele trei valori sunt reprezentate de către nivelurile lui roșu, verde și albastru, doar că de data asta nivelurile de culoare nu mai merg de la 0 la, la f, merg de la 0 la 255. De ce de la 0 la 255? Ei bine, asta are legătură cu standardul ecranelor din ziua de azi cu standardul de culori pe, pe, de care probabil ați auzit este standardul de 16 milioane de culori. Da? Pentru a forma acest, uh, această calitate, acest standard de 16 milioane de culori avem nevoie de 256 ori 256 ori 256. Da? Adică 256 de tipuri de nuanță din fiecare roșu, verde și albastru, din fiecare culoare de bază. Da? Iar din ăștia 256, spuneam mai devreme că sunt 16 niveluri, când vorbeam de hexadecimal. Ei bine, sunt 16 niveluri pentru că erau grupate câte două, deci aveam grupate două cu două cu două cifre. E bine, 16 ori 16 ne dau 256 de niveluri de culoare, da? Deci dacă aici avem câte 16 de la A, de la 0 până la F... Și apoi, încă o dată, de la 0 până la F, avem 16 ori 16 niveluri de culoare, adică 256, da? Deși ele sunt în total 256, valoarea lor merge de la 0 la 255, da? Dar în total sunt 256 de valori. Deci cam asta este ideea. Ce trebuie să rețineți este că toate lucrurile astea se raportează la culorile de bază, roșu, verde și albastru și de aia avem aceste combinații de câte trei. De fiecare dată, indiferent ce modalitate de a reprezenta culoarea folosim, fie că folosim direct modul ăsta în care specificăm de la 0 la 255, fie că folosim modul hexadecimal, avem tot timpul 256 de niveluri de culori pentru a reprezenta standardul de 16 milioane. Știu că am intrat un pic ca mult în detalii aici legat de de ce, de ce facem chestia asta, dar cumva codurile astea de culoare pot deveni confusing, pot pot, de, pot crea confuzii pentru că nu știm de ce se reprezintă așa și atunci nu înțelegem care este ideea. Acum sper că este un pic mai clar uh, în legătură de cum se reprezintă culorile în CSS și cum le putem folosi pentru a stiliza paginile noastre. Acum haideți să vorbim despre câteva elemente de poziționare. Haideți să creăm și noi aici un fel de pătrat pe care să-l mutăm pentru a vedea cum funcționează poziționarea în CSS. Da? Și să zicem uh, div.container. Vedeți ce am făcut? Sunt unele scurtături în VS Code, de exemplu. Nu știu în alte editoare, dar în VS Code dacă vrem să creăm un element HTML și să-i dăm o clasă anume, pur și simplu scriem numele elementului, de exemplu aici div. și ce va fi după punct va fi numele clasei. Da? În cazul ăsta container, dăm tab și ne creează el automat uh, un div și clasa alocat în clasa container. Da? Pentru a nu mai sta să scriem manual toate chestiile astea, e mult mai ușor așa. Bun, creăm aici un, uh, un, container, mergem apoi în style.css și o să zicem dot container și o să-i dăm un width de 100 de pixel să zicem, și un height de 100 de pixeli. 100 de pixeli. Dăm un save, o să-i dăm și un background color ca să uh, îl putem vedea, să zicem, Da, Așa observați, acesta este pătrățelul nostru. Dar, după cum se vede aici în, în poziționarea din pagină, pătrățelul nostru, deși nu i-am dat decât o înălțime, o lățime și un background color, o culoare de background. El are de asemenea și o mică margine aici, nu, el nu vine chiar din capătul paginii, da? nici sus, nici jos, ci are o mică margine. Asta se datorează faptului că elementul nostru are niște um, distanțări setate ca default. Spun distanțări pentru că o să intrăm imediat în detaliu și o să vedem cum se numesc distanțările astea și cum le gestionăm. da. El are niște margini, dacă vreți, setate ca default. Orice uh, element am pune, tot documentul nostru are uh, un pic de margine lăsată by default de către browser. Așa sunt ele făcute, da? Soluția pentru a scăpa de aceste margini este să mergem și să creăm un selector pentru toate elementele din documentul nostru HTML. Dacă aici am folosit un selector de tip clasă pentru a selecta clasa container, vom folosi un selector de tip steluță pentru a selecta toate elementele din document. Da? Deci, acesta este un format, un styling aplicat pe toate elementele, și vom zice aici margin 0, padding 0. Dacă dăm acum save, o să observați că pătrățelul nostru s-a mutat în fix în margine, dar nu mai are niciun fel de distanțare. Bun, acum putem să mergem și să aplicăm pătrățelului nostru manual aceste margini și padding. Ei bine, poate vă întrebați care este diferența dintre margin și padding, că practic ele sunt același lucru, spațiu între elemente, spațiu aplicat între elemente, da? E bine, diferența este că margin se aplică cumva pe exteriorul elementului pe care încercăm să-l distanțăm, da? iar padding se aplică în interiorul lui. Haideți să vedem să aplicăm aici, de exemplu, un padding de 20 de pixeli. Dăm un save și o să observați că pătrățelul nostru tocmai s-a mărit. De ce? Pentru că pe interiorul lui s-a adăugat o bandă de lățime de 20 de pixeli. Da? Dacă mergem aici, dăm click dreapta Inspect, o să avem în partea de jos a tabului ului de DevTools, da, o să avem în partea de jos aici un box care ne va arăta nou exact dimensiunile elementului pe care îl analizăm. Și avem elementul nostru care este 100 pe 100, da, putem vedea aici, 100 ori 100, apoi ne arată că în jurul lui avem un padding de 20, ni le, și uh, colorează diferit în momentul în care mergem cu mouse-ul pe ele, da? Avem un padding de 20, niciun fel de border, și niciun fel de margin. Deci, după cum observați, când mergem cu mouse-ul pe padding, observați că padding este în interiorul elementului. De asta a și... Uh, a fost și mărit elementul în momentul în care i-am pus padding 20 de pixel pentru a putea încadra padding-ul de cei 20 de pixel. Da? Iar dacă mergem și punem acum un margin, să zicem, tot de 20 de pixel, observați că elementul s-a deplasat un pic mai la, mai la dreapta și mai jos. Iar deasupra și la stânga lui au rămas două spații de fix 20 de pixel Dacă mergem din nou aici și ne uităm O să vedeți același element Padding-ul de 20, border-ul de fără border Pentru că nu avem border și uh, marginul de 20 de pixel. Deci după cum se observă margin este în jurul elementului iar padding este în interiorul elementului. Ok și acum că am ajuns să vorbim și despre unitățile de măsură, haideți să vedem ce tipuri de unități de măsură avem în CSS. Bine nu ce tipuri pentru că sunt destul de multe tipuri iar de-a lungul timpului pe măsură ce vom lucra cu CSS cu siguranță nu le vom folosi chiar pe toate sau chiar pe toate în fiecare proiect pe care îl vom avea. Vom folosi câteva de bază iar restul ocazional. Una dintre cele de bază este cea pe care am folosit-o și eu aici, este uh, PX de la pixel, da, este unitate de măsură pentru pixel care este o unitate de măsură absolută, da? Deci avem două tipuri de unități de măsură, mă rog, două tipuri și procente, să zicem, dacă procentele nu știu dacă sunt uh, încadrate undeva anume Bun, aceste două tipuri sunt absolut și re... aici să scriem în limba română și relativ, da? Sau absolute și relative, cum vreți. Și o să vedem imediat de ce au denumirea asta de unele sunt absolute și unele sunt relative. Deci cred că cele mai folosite pe care le vom întâlni vor fi px, rem, IM și procent, da? Cam astea cred că sunt cel mai folosite pe care le vom întâlni de-a lungul timpului și haideți să vedem despre ce e vorba cu fiecare. Pe ca să vedem despre ce e vorba în chestia asta, haideți să, nu știu, să creăm un containerul nostru aici, să mergem și să mai creăm încă un div, um, div.contain, să zicem, da? Și să îl stilizăm și pe el un pic, contained, deci ăla este container, ăsta este contained, înțelegeți ideea. O să-i facem un, să zicem, width de 20% și un border ca să-l vedem de 3px solid și culoarea să zicem black, simplu. Ce am făcut aici este să-i dăm un, o margine din asta. Haideți să-l facem mai mare ca să vedem. În loc de 20% o să pun 50%. Bun, și am desenat un pătrățel în interiorul acestui pătrățel existent deja, folosind un border. La border avem trei, valori pe care trebuie să le dăm. 3px este lățimea borderului, da? lățimea marginii pătratului respectiv sau elementului respectiv, tipul de culoare și culoarea respectivă. Da? Bun, dacă mergem și dăm și noi un inspect aici din opel, o să vedem că la elementul ăsta, nu la, la contained, da? la contained, avem aici și un border de 3 pixeli. Deci, folosiți tot timpul boxul ăsta pentru a analiza elementele, pentru a analiza uh, distanța dintre ele, margin, padding și așa mai departe, atunci când aveți, de exemplu, probleme de încadrare. Bun, și am început uh, prin a explica tipurile de unități de măsură folosind percentage. Dar, observați aici că am dat o dimensiune lui content de 50% height, uh, width și 50% height. 50% ăsta de unde vine el de fapt? Din 50% din dimensiunile containerului, din dimensiunile părintelui practic, da? Pentru că el este conținut în container și atunci 50% din width înseamnă 50% din width-ul lui container și 50% din height, bineînțeles. Adică 50 de pixel. Dacă voi modifica mărimea asta 50px, o să vedeți că nu este nicio diferență. Dau save și nu s-a schimbat absolut nimic. Bun, acum hai să vedem care e treaba cu REM și IM, da? Mă rog, sau REM și M, să zicem pe românește. Ideea la aceste două unități de măsură este că ele sunt relative, de asemenea, da? Ele sunt relative, dar au tipuri de relație diferite, să zic așa. În primul și în primul rând, de ce vrem să folosim genul ăsta de unități de măsură relative? una din ele și, și una din, uh, motiv, unul din motivele foarte importante ar fi că pentru dimensionarea textului trebuie să folosim rem sau IM sau rem sau m uh, pentru a putea fi scalat din setările browserului. Dacă uh, utilizatorul va vrea să și modifice fontul din setări pentru că nu vede, uh, e prea mic sau așa, singurul font de pe pagină care va fi scalat va fi cel la care s-au folosit aceste tipuri de unități de măsură, REM sau IEM. Da? Haideți să facem un test aici. O să pun din nou un H1, probabil să zicem acesta este titlul principal. Dăm un save. Și observați că by default are deja o dimensiune anume. Și o să mai punem încă un H1. Acesta este titlul secundar. Ceva de genul ăsta, da? Deci am pus din nou două titluri aici. Pe care o să mergem să le. Uh, o să le dau și o clasă. Class uh, Main Title sau ceva de genul. Class Secondary Title sau Second Title sau. mă rog. Bun. Și o să facem Main Title aici. Bun, Ce trebuie să știți este că, așa cum spuneam, ele sunt relative, dar au tipuri de relații diferite. În sensul că REM este relativ la dimensiunea de bază a fontului în HTML. Dimensiunea aceasta de bază este de 16 pixeli. Da? Deci, când folosim REM, ce trebuie să știți este că un REM este egal cu 16 pixeli. Da? Să scriu și aici ca să fie un rem este egal cu 16 pixeli. O să vă arăt imediat și chestia asta și cum vă dați seama că un REM este egal cu 16 pixeli. Dacă mergem din nou pe inspect aici și ne uităm la elementele care au text, o să vedem aici la computed, la tabul computed, mergem mai jos și vedem un font size de 32 de pixeli. Apoi mergem în Styles și vedem aici un font size de 2 IM. Mă rog, el nu este RIM, este IM, dar dimensiunea de bază și pentru RIM și pentru em în cazul ăsta, este aceeași, da? 16 pixeli. Vedeți că sunt 30, este mărimea 32 și are, de fapt, stilizat font size 2 IM. Vedeți că are, de asemenea, și un Uh, styling by default, da? Browserul are styling lui by default. Și atunci haideți să mergem aici să i punem uh, font size 1em primului uh, titlului principal, da? Dăm un save și observați că s-a micșorat. Da, bineînțeles s-a făcut la 16 pixel din 32 cât era inițial. Acum haideți să mergem pe să-l uh, stilizăm un pic și pe al doilea, secondary title. Și să zicem font size 16 pixel. Da? El va fi probabil egal cu celălalt. Și așa cum spuneam, haideți să mergem în setările Chrome-ului. Setările de dimensiune în Chrome le găsiți la secțiunea Appearance și aveți aici uh, jos font size. Da? O să dau pagina asta jos ca să putem să ne și uităm. Și țineți minte că titlul principal a fost stilizat folosind IM, iar titlul secundar a, a fost stilizat folosind Pixels, da? Adică Pixels fiind mărimea absolută, iar IM fiind mărimea relativă. Așa cum spuneam, este relativă la mărimea de bază, care este de 16 pixeli și care poate fi scalată în momentul în care cineva schimbă aici font size-ul. Dacă o să dau Very Small, observați că titlul care a fost formatat cu, a fost stilizat folosind IM, s-a făcut mai mic, pentru că am setat aici very small. Dar cel cu stilizat cu pixel a rămas exact la fel. Dacă o să dau very large, o să vedeți că de asemenea titlul ăsta formatat cu em s-a făcut foarte mare. Titlul ăsta formatat cu pixel a rămas exact la fel. Deci asta este diferența. Avem nevoie să folosim tipurile astea de unități de măsură pentru font, pentru că altfel nu va fi scalabil în pagina atunci când cineva va modifica fontul din setările browserului. Da? Bun, și spuneam că REM este relativ la mărimea de bază de 16 pixeli, dar IEM la cine este relativ? Ei bine, el este relativ la mărimea părintelui. În cazul ăsta, neavând un alt părinte, fiind pur, și main title fiind pur și simplu pus în rutul documentului HTML, un 1em este de asemenea tot 16 pixel Da, observați că el este setat unul cu 1em, unul cu 16 pixel și dimensiunea lor este exact identic. Dar haideți să mutăm uh, secondary title, să zicem de exemplu, o să-l mutăm în aici în container, da, nu în container că e prea mic. Dăm un save și vedem că l-am mutat aici. Acum mergem la container și setăm un uh, font size de 0.5em, să zicem, da. Ținem minte că dimensiunea de bază a um, dimensiunea default a lui H1 era de 2em, adică 32 de pixel da? Noi o să setăm aici în container, font size-ul să fie 0.5em. Atunci dacă când o să mergem aici în secondary title și o să i dăm un font size, o să șterg comentariul ăsta că nu are sens. Font size 1em, să zicem, dăm un save. Observați cât de mic este uh, titlul acum, pentru că pentru el 1EM înseamnă de fapt 0.5EM. Haideți să mergem și să dăm un inspect și să uh, secondary title e Ok, și o să ne uităm aici pe computer și deci o să vedem că font size este 8 pixeli. De ce? Păi gândiți-vă dacă uh, inițial aveam mărimea font size ul textului uh, H1 era de 2EM, iar acum este 0.5EM care înseamnă o pătrime din 32 de pixeli, el va deveni 8 pixeli. Dar observați că, deși avem aici aceeași dimensiune, font size 1EM, la ambele titluri, dimensiunile lor diferă. da. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, IM se referă la dimensiunile părintelui. În cazul lui main title, dimensiunile părintelui fontului în părinte este de 16 pixeli, dimensiunea default, pentru că el este în rădăcina documentului, dar nu are niciun fel de alți părinți. Și atunci 1em pentru el este 16 pixel. În schimb pentru secondary title care se află în container, și am setat aici font size 0.5em, adică jumătate din dimensiunea de bază a documentului, jumătate din 16 pixel, adică 8. Și atunci setându-i aici un em avem 8 pixeli în loc de 16. De asemenea, spuneam că există și REM, care se referă, care este relativ doar la dimensiunea de bază a documentului. În cazul ăsta, dacă nu i-am pune aici un REM în loc de 1EM, observați că titlul se face din nou mai mare și este de aceeași dimensiune cu ăsta. Și observați aici font size 16 pixeli, da? la secondary title. Asta înseamnă că orice am setat noi aici în container, ca și font size, nu va fi luat în considerare pentru că REM se uită la, doar la dimensiunea de bază de 16 pixeli a documentului și în felul ăla scalează. Dacă punem 2 rem va fi 32 de pixel și așa mai departe. Tot timpul ne vom referi folosind rem, ne referim la dimensiunea de bază a documentului de 16 pixel care nu poate fi modificată. Decât dacă mergem probabil aici, facem font size și zicem 8 pixel, să zicem, da? Bun, și atunci, în cazul ăsta merge. Altfel, dacă nu o modificăm, ea by default este 16 pixel. În schimb, IEM este relativ la părinte, la părintele direct, ca să zic așa, pentru că rutul documentului este un părinte pentru toate elementele. Da? Imaginați-vă că este ca o formă, ca o, ca o formă arborescentă, unde rutul documentului este părintele tuturor elementelor care există într-un document HTML. Și atunci IEM se uită la dimensiunea părintelui direct, iar REM se uită la dimensiunea rutului, da? Bun, știu că este un subiect destul de greoi de a, uh, pentru a-l înțelege, dar odată ce veți înțelege chestia asta, vă va ajuta foarte tare pentru că uh, veți putea să vă stilizați pagina astfel încât să fie scalabil în funcție de dimensiuni, da? De asemenea, veți ține cont și de factorul de accesibilitate uh, în care puteți modifica uh, fontul vostru este scalabil din setările chrome da? O să pun din nou aici IEM în loc de așa. Bun, și cam asta este despre dimensiunile absolute și relative. Pixel pe X este o dimensiune absolută pentru că ea nu se modifică în niciun fel. Deci dacă am fi setat aici în main title fontul în, să zicem, 10 pixeli, indiferent ce am fi făcut, fontul ăsta rămâne static, practic indiferent de ceea ce setăm noi în setările browserului și așa mai departe, el este un font care rămâne la fel, da? 10 pixeli, nu se modifică nu se scalează în niciun fel, iar celelalte două, 2 IM, uh, IM și uh, RIM IM este raportat la dimensiunea fontului declarat în părinte, în clasa părinte iar RIM este raportat la dimensiunea de bază din rutul documentului, din rădăcina documentului care este în mod normal 16 pixeli, numai în cazul în care o, o, o putem modifica numai folosind selectorul steluță pentru a selecta practic tot documentul dar în felul ăsta modificăm uh, dimensiunea de bază pentru toate elementele din document, da? Toate elementele care se vor raporta la dimensiunea de bază și care vor avea uh, dimensiuni relative se vor raporta apoi la dimensiunea asta setată aici. Ok, și acum a venit momentul să vorbim puțin despre poziții și despre cum poziționăm elemente în pagina noastră HTML, da? Haideți să creăm aici, uh, o să creez din nou un div.container, ca să-l punem în clasa container și în interiorul lui o să creez mai multe div-uri pe care o să le colorăm diferit ca să avem cu ce să lucrăm, da? să zic div... Uh, div... Nu știu, o să-i dau clasa block1 pentru că nu sunt lipsit de inspirație azi și... <laughs> o să le zic simplu div uh, block1, block2, block3 Să le reformatez un pic div.block3 Tab, save Ok, și după cum vedeți în momentul de față nu ne-a apărut nimic în pagina noastră web pentru că nu există niciun fel de content în toate divurile astea, da? Ele sunt niște divuri goale. O să scot eu pagina de bookmarks ca să avem întregul, uh, întregul body. Bun, acum haideți să mergem în style.css și să dăm uh, blocurilor noastre câteva caracteristici, să zic, da? Haideți să le dăm în primul rând uh, o culoare ca să le și vedem separat unul de celălalt. O să zicem bloc 1. Și dăm background color. O să-i zicem unul acomarin, Dar, din păcate, după ce dăm save, observăm că tot nu apare nimic. Da? Pentru că i-am dat deja o culoare aici, dar încă nu apare nimic. Asta se întâmplă pentru că divul nostru nu are content. Da? Așa cum spuneam, dacă merg aici și dau ceva text și dau save, o să vedeți că apare. Da? O să șterg textul, dar ce o să facem noi, ca să nu trebuiască să-i dăm conținut, o să-i dăm un width de, să zicem, 10 m și un height de 10 im. În momentul ăsta ne-a apărut blocul nostru colorat aquamarin pentru că i-am dat niște dimensiuni și indiferent că el are sau nu conținut, atunci când are definite dimensiunile, el va apărea și se va colora evident în culoarea definită. Bun, haideți să mergem și la următorul și o să facem Cam același lucru cu toate, dar o să le dăm culori diferite ca să le vedem aici. hai să vedem ce culori putem să mai dăm pe aici. Un brown, da, și la bloc 3 putem să dăm să zicem. Un, uh, un green-yellow de genul ăsta, nu, e prea, e prea țipător, o să ne doară, încerc să dau niște culori să nu ne doar retina atunci când ne uităm la ecran. Să dăm cadet blue, da, cred că este ok. Bun și spuneam că o să vorbim astăzi despre positioning. După cum vedeți blocurile noastre s-au așezat, adică divurile noastre s-au așezat, de asemenea divurile noastre sunt conținute într-un alt div denumit container da? pe care nu l-am stilizat în niciun fel aici în CSS o să-l lăsăm deocamdată așa. Și după cum observăm, ele s-au așezat unele sub altele, fix în ordinea în care ele au fost declarate aici. Da? Deci bloc 1, bloc 2, bloc 3, așa sunt și aici, le putem identifica după culori. Bloc 1 este acuamarin, bloc 2 este brown sau mă rog, maro, cărămiziu, ce culoare o fi asta. Și cadet blue este ultimul. Asta înseamnă că ele s-au stacat unul peste celălalt. Asta se întâmplă din cauza că poziția lor nativă, poziția, lor, pozi, poziția pe care, care le este dată fără ca noi să specificăm altceva, este poziția de static. Avem acest câmp în CSS care se numește position și care după cum vedeți poate lua aici mai multe valori. Ei bine, poziția lor by default este static. Dacă eu o să pun aici primul bloc poziția static, observați, dau save, nu se întâmplă nimic. Nu s-a actualizat în niciun fel, nu s-a schimbat absolut nimic. Bun, asta este una dintre poziții, iar poziția asta de static pur și simplu este poziția default, ce, ceea ce îi spune uh, browserului să randeze elementul ăsta pe care noi îl stilizăm aici, fix în ordinea în care este declarat în documentul HTML, adică în momentul în care ajunge aici la divul container și ajunge la ăsta, vede că este static, îl randează fix în momentul ăla și îi se alocă și spațiu în document. O să vedem imediat ce înseamnă asta, adică lui este alocat un spațiu și este randat fix în poziția în care este declarat în documentul HTML, fără a fi schimbat în niciun fel de la da, poziția lui nativă. Practic asta pe care o declarăm noi aici este poziția nativă, în sensul că este blocul 1, este primul de sus. Da? Bun, și acum haideți să mergem să vedem ce se întâmplă dacă îi spunem Uh, poziția să fie relative, da? Dăm un save vedem că nu s-a schimbat absolut nimic, da? Este exact același lucru. Și în sine, între relativ și static, să zicem, nu este mare diferență în sensul că, by default, relativ, dacă, dacă doar îi dăm uh, poziția relativ și nu schimbăm nimic altceva, nu îi dăm niciun fel de alte proprietăți de poziționare, el va rămâne exact ca și în poziția static, fără să se schimbe nimic. Diferența apare în momentul în care o să începem să-i dăm, de exemplu, un left, da? Left este, practic... Uh, proprietatea pentru unde să fie elementul ăsta raportat la partea stângă, să zicem. Da? Și o să dăm aici, nu știu, dacă dăm 50% în primul rând, o să vedeți că ni-l mută la 50%, deci practic asta este linia de mijloc a documentului și îl va muta, îl va poziționa tot timpul la, în zona aia acolo, o vedeți, indiferent de unde mut pagina. Bun, dar haideți să zicem, nu știu, în loc de 50%, să-i zicem... Dacă zic 10 IM, o să vedeți că îl mută fix uh, la 10 IM mai la dreapta, Da, asta înseamnă că i-am dat un left de 10 IM și 10 IM fiind și uh, latura acestui pătrat, l-am mutat fix uh, în afara cadranului față de cum erau celelalte. Asta înseamnă că el are o poziție relativă. Ce înseamnă această poziție relativă? Înseamnă că în momentul în care se randează documentul HTML, el, lui este, el, este, randat în ordinea documentului HTML, îi se alocă și spațiu și este poziționat relativ cu acea poziție inițială. Da? Deci în momentul în care el este randat, ajunge browser, ajunge și citește aici bloc 1, el are o poziție inițială care spuneam că ea by default este static. Dar în cazul în care o declarăm ca relativ, a relative, da? Se întâmplă același lucru Dar poziția elementului este Calculată, da? Computată, spuneți-i cum vreți Dacă o să dăm un inspect aici pe elementul ăsta Și mergem la computed O să vedeți că avem toate valorile astea Care sunt computate, da? Avem poziția relativă și avem un left 160 pixeli Poziția lui este Calculată în raport cu acea poziție inițială Care a fost aici, deci în mod normal Poziția lui ar fi aici Dar pentru că el este relativ poziționat relativ la acea poziție, este poziționat relativ la 10 IM de poziție inițială. Asta îi spunem noi folosind această proprietate de relativ și dându-i un left de 10 em, Deci, el încă face parte din ordinea firească a documentului HTML și este poziționat relativ cu poziția lui inițială. Dacă o să-i dau, nu știu, și un top de 10 IM, să vedeți că l am împins încă 10 em mai jos și, practic, este în dreptul celuilalt pătrățel acum, da? Deci, el este poziționat în modul de față aici. Practic, asta este poziția lui naturală, dar pentru că este poziționat relativ la această poziție, el este față de această poziție de aici, relativ 10 IM la dreapta și 10 IM în jos. Da? Asta este ideea cu poziția asta, relative. Bun, haideți să mergem mai departe și să modificăm, de exemplu, haideți să luăm și un alt pătrățel din ăsta, o să-l las pe ăsta, de exemplu, o să-i scot topul ca să nu ne încurce, o să-l las așa. Și haideți să-i zicem lui bloc 2 că este position absolut. După cum vedem, se pare că deși am modificat bloc 2, nu știm de ce, dar a dispărut ultimul bloc de jos, nu? Așa pare cel puțin la prima vedere. Ceea ce s-a întâmplat de fapt aici este, prin faptul că lui bloc 2 am specificat poziția absolut, prin poziția absolut, el nu, lui nu i se mai alocă loc, practic, nu îi se mai alocă loc, nu îi se mai în momentul în care noi declarăm ceva aici în HTML, browserul în mod normal va aloca spațiu pentru acel element. Da? Dar în momentul în care noi declarăm un, um, un element ca fiind poziționat absolut, înseamnă că nu vrem ca browserul să-i aloce un spațiu elementului respectiv. Da, El este desprins din flow-ul normal al documentului HTML și practic ce s-a întâmplat aici este că -a, a fost poziționat peste celălalt element da? pentru că el nu mai împinge elementul celelalte elemente în jos în momentul în care adăugăm aici mai multe, ci pur și simplu se așează peste ele. Să vedem că dacă îi dau acum, de exemplu, un left de teniem și lui, da, să vedeți că a apărut și ăsta pentru că se urcase, urcase, peste el. În sensul nu că se urcase peste el, ci ăsta mai degrabă a fost împins de jos în sus, pentru că spațiul blocului brown, da, blocului a 2, nu a mai fost alocat. Da? Deci în momentul în care s-au computat spațiile aici în documentul HTML, pur și simplu lui Brown nu i s-a mai alocat spațiu. Deci aici pe verticală noi avem spațiu alocat doar pentru primul bloc și pentru blocul 3. Da? Blocul 2 nu mai are un spațiu alocat. Bun, acum că am stabilit lucrurile astea, o să trebuiască să uh, declarăm aici un styling și pentru container ca să putem să evidențiem mai bine Uh, următoarele positions despre care urmează să vorbim, cum ar fi fixed sau sticky, de exemplu. Da? Și o să-i dăm și lui container un, în primul rând, un background color. Dacă să-l putem vedea, o să-i zicem un bisc. E o culoare interesantă, nu? Bun. Și vedeți că, practic, container este divul care conține toate celelalte uh, divuri mai mici, toate celelalte blocuri mai mici, da? O să-i zicem un height de 100 iem ca să facem, ca să facem pagina scrollabilă pentru că ne va folosi, veți vedea imediat. A, da, deci dându-i un height de 10 iem, forțăm browserul să uh, randeze și în jos ceva extra spațiu. Bun, și spunem că uh, pentru a vorbi și despre fixed și sticky vom avea nevoie de spațiu scrollabil. Am creat acest spațiu scrollabil. Observați că uh, blocul nostru 2 care este poziționat absolut pur și simplu rămâne, în, pe măsură ce scrollăm, rămâne în poziția lui fără niciun fel de problemă. Dacă o să uităm aici poziția fixed și scrollăm, o să vedeți că el coboară în jos odată cu scrollul nostru. Da? Deci poziția de fixed practic se comportă la fel ca, ca cele, cu ce am spus la absolut, în sensul că nu îi se alocă spațiu în document și așa mai departe. Deci nu are un spațiu alocat aici, deși ordinea lor este 1, 2, 3 blocuri. Blocul brown, blocul 2 nu are spațiu nici folosind poziția fixed, nu are spațiu alocat. Dar diferența față de absolut este că absolut este poziționat, raportat la întregul document, da? deci observați că el are o poziție mai mult fixă decât absolut, i-aș putea spune, sau mă rog, este o poziție absolută raportată la întreaga pagină HTML. Deci el are poziția lui care este acolo bătută în cuie, nu se mișcă de acolo indiferent de ce se întâmplă. Da? Asta se întâmplă cu absolut, indiferent dacă scrollăm sau nu. E bine, la fixed, fixed este Același lucru, practic o poziție fixată într-un punct anume, dar este raportat la viewport, adică la ceea ce se afișează în pagină în momentul de față, pe când absolut este raportat la întregul document HTML. Deci, el este, absolut este poziționat, raportat cu întregul document HTML, iar fixed este poziționat în raport cu ceea ce se vede în momentul de față pe ecran. Da? Și dacă nu îi spunem că vrem să fie position fixed, și spunem că vrem să fie la un with ten, uh, că vrem să fie la un left de 10 IM în în pagină, el va scrolla odată cu pagina noastră și va fi practic la poziționat la 10 IM de partea din stânga, da? La fel putem să punem, nu știu, dacă punem 50% sau uh, 40%, da? va fi același lucru. Bun, deci asta este cam singura diferență între absolut și fixt. Fixt se raportează la ceea ce se vede acum pe ecran și se poziționează în raport cu ceea ce se vede pe ecran. Iar absolut se poziționează în raport cu întregul document de sus până jos. Da? Indiferent că el este scrollabil și are 2 km în jos sau este o pagină simplă unde nu se poate scrola, este același lucru. Ce trebuie să mai știți despre aceste două poziții, fixt și absolut, este că ele creează un Z-index, deci se începe și se, se creează un context de stacked, da? Deci, practic, elementele noastre vor veni unele peste altele, se creează și un, un index tridimensional, practic. Dacă în mod normal, dacă nu folosim poziția asta, avem două axe, X și Y, deci X și Y, în momentul în care începem să folosim absolut sau fixed, apare și a treia axă care este Z. Și de asta, în mod normal, dacă nu i-aș fi dat aici un left de 40%, s-ar fi urcat peste ăsta. Da? Și ca să-l scot acum pe, pe bloc 3 la iveală din stacking-ul ăsta, că practic ele sunt așezate acum unele peste altele. Da? Ca să-l scot la iveală, ar trebui să mă duc aici la bloc 2 și să-i zic Z index să fie, de exemplu, minus 1. Da? Și voi practic se va muta de dedesubt raportat la bloc 3. Cam asta este ideea cu absolut și fixed. Ce mai avem de discutat aici o să-i scot sau, mă rog, o să-i pun la loc left, nu știu, 10 iem cum a fost, e ok. Și o să-l pun absolut pentru că mă enervează că scrollează odată cu pagina. Ok. Ce mai avem de discutat aici, următoarea poziție despre care o să vorbim, este poziția sticky, care la fel o să vedeți că este o poziție super interesantă și o să vă folosească foarte, foarte mult. De exemplu, poziția asta de, de fixed pe care, despre care tocmai am vorbit acum, vă poate folosi atunci când vreți să folosiți, vreți să creați un buton din ăla de chat pe care să-l puteți pune undeva în colțul paginii și să scroleze odată cu întreaga pagină, da? să fie pe întreaga lungime sau lățime a paginii voastre web. Da? Să fie prezent oriunde ar fi utilizatorul cu um, viewportul în momentul de față. Da? Oriunde s-ar uita el să aibă butonul ăla de chat în colț acolo. Ăsta este unul din cazuri. O să vorbim acum despre sticky și pentru care o să ne mutăm, de exemplu, sau nu neapărat, ne putem juca acum cu bloc 3, căruia o să zicem position, uh, pardon, nu inherit, ci sticky. Dar și observați că nu s-a schimbat absolut nimic. I-am dat poziția asta de sticky, dăm scroll în jos, nu se întâmplă absolut nimic. Putem să mărim, să mișorăm pagina, nu se întâmplă absolut nimic. Care e treaba cu acest sticky? În primul rând, poziției sticky trebuie să-i specificăm un top, right, left sau bottom cu care să fie sticky. Dacă noi nu avem aici declarat niciun top, left, bottom sau right, el nu știe să fie sticky pe niciunul. Dar el practic rămâne în poziția lui firească. Da? Ii se alocă spațiu în randarea documentului, observați că nu este stacat cu vreun alt element sau ceva, ci pur și simplu rămâne în poziția lui naturală, dar dacă nu îi dăm niciun top, bottom, right sau left, el nu știe pe care, pe care de care element să fie sticky, da? de care element să se lipească în momentul în care noi începem să scrolăm. Pentru că asta este ideea la sticky, el trebuie să știe unde să rămână în momentul în care se redimensionează sau se scrolează, de exemplu, pagina. Și dacă o să-i dăm noi aici lui Sticky, să zicem, un uh, top de ori de 0 IM, ori de 0%, cum vreți voi, și începem să scrollăm, observați că blocul nostru 3 rămâne deasupra. Ce spune acest top de 0% este să păstreze 0% spațiu, să nu aibă spațiu deloc cu partea de sus în momentul în care se scrolează. Dacă o să-i dăm uh, un 1 IM aici, și începem să scrollăm, observați că se păstrează o distanță de 1 EM deasupra paginii. Sau putem să dăm, de exemplu, și un left 1 EM. Și bineînțeles că s-a urcat peste, peste blocul nostru 2 fiind absolut și poziționat aici s-a urcat peste el. Și în momentul în care începem să scrollăm, vedeți că păstrează distanțele astea de la stânga și la dreapta paginii, practic a ceea ce se vede, da, nu neapărat a paginii, pentru că el se mișcă odată cu uh, Visual Viewport sau ceea ce se vede. Ok, și acum că am devenit confortabil și cu ceea ce se numește poziționare sau positioning, cred că a venit vremea să vorbim un pic și despre câteva concepte mai avansate de CSS, cum ar fi de exemplu pseudo -clasele, Da, Haideți să vedem ce sunt pseudo clasele, o să creăm și noi aici de exemplu, un buton. Da, o să creez un buton care o să-i dau un ID de mai button, destul de simplu. Da? Sau mai button, așa cum, cum, preferați. Bun, și haideți să mergem în CSS să vedem ce putem să facem cu aceste pseudo clase și cum se folosesc ele, cum se declară, da? Folosim, bineînțeles, mai ID-ul butonului și pentru a declara o pseudoclasă, pentru a folosi o pseudoclasă în CSS, ele sunt predefinite, dar nu vă, nu vă gândiți că trebuie să le creați voi sau ceva. Sunt niște clase predefinite, iar pentru a folosi o pseudoclasă clasă, după selector, indiferent ce este el, că este selector de tip ID, că este selector de tip clasă, că este selector de tip element, indiferent, puneți două puncte și o să vă apară și aici o sugestie. Două puncte, un singur simbol de două puncte da, pentru că dacă puneți de două ori, ăștia sunt, astea sunt pseudo elemente. Da? O să vorbim imediat și despre pseudo elemente. Deci puneți două puncte, o singură dată, nu de două ori, și o să aveți mai jos sub lista de pseudo elemente, o să aveți și lista de pseudo clase. De exemplu, putem să avem Hover. Da? Pentru că el este un buton sau, mă rog, orice alt element care poate avea ceva, efecte definite prin Hover, o să punem și noi. Uh, press me, aici ca să se și vadă da, ne-a apărut butonul bun, și aici în hover haideți să facem și noi următoarea chestie, de exemplu putem să-i schimbăm background color, uh, să-i punem aqua și mergem și facem hover și ia uitați-vă, în momentul în care facem hover îi se, îi se schimbă uh, culoarea de fundal da Asta este un exemplu de pseudoclass ele sunt destul de simple, odată ce învățați despre ele trebuie decât să căutați, trebuie doar să căutați uh, ce pseudo clase sunt și ce anume fac și you're good to go, da? uh, putem, ce putem să mai facem de exemplu cu o pseudo atunci când avem uh, mai multe butoane, să zicem că astea la alte nu au un ID declarat, da? sunt doar uh, butoane, ci doar primul are un ID declarat și nu avem nicio modalitate, să zicem, de a diferenția între toate butoanele astea și vrem să selectăm anume unul dintre ele. Da? Avem o pseudoclasă care se numește Nth Child și putem să facem button da? și avem Nth Child. În felul ăsta putem să button. Putem să selectăm al nu știu câte la element dintr-o listă de butoane. Al nu știu câte la ăsta este în ordinea în care el este așezat în document în care este declarat în documentul HTML. Da? Dacă ne uităm aici, sunt patru butoane, dacă vrem să-l selectăm pe al treilea și să-l stilizăm, de exemplu, să-l selectăm pe ăsta, o să facem End Child 3 da? și o să-i dăm un background color red, să zicem, da? Și observați că al treilea buton s-a făcut acum roșu. Să mă rog, orice alt, altă proprietate vreți să-i schimbați și vreți să selectați, nu aveți o altă modalitate, de exemplu, nu aveți un ID, nu aveți o clasă, nu aveți nimic sau mă rog vreți să-l selectați specific pe ăla indiferent că aveți sau nu aveți o clasă și un ID aici, puteți folosi pseudo clasa and child. Aveți destul, sunt destul de multe chestii de genul ăsta prin care puteți să Uitați, este o listă de destul de multe pseudo clase pe care puteți să le folosiți, doar că trebuie să înțelegem ce face fiecare dintre ele. Nu o să trecem acum prin mai multe pentru că nu are niciun sens, am vrut doar să vă arăt la general vorbim cum se declară o pseudo, cum folosim o pseudoclasă, restul uh, vă las să vă documentați singuri. Bun, și înainte de asta spunem că există și ceea ce se numește pseudo element. Da, haideți să creăm și noi aici un input căruia să-i dăm uh, fără ai, sau putem să-i dăm un ID, ID, my input și să-i dăm de exemplu, un placeholder. Da, placeholder este eticheta aia pe care o punem peste input pentru a indica utilizatorului ce, care este destinația câmpului respectiv, da? Bun, mergem acum, în, am creat input nostru aici, mergem acum în Style și o să facem mai Input, îl selectăm după ID și spuneam mai devreme la pseudo că pentru a folosi un pseudo element avem nevoie să punem două puncte de două ori, dacă pentru pseudo clase foloseam două puncte o singură dată, asta este simbolul, pentru pseudoelemente vom folosi două puncte de două ori. Care este rolul acestor pseudoelemente? Rolul lor este să manipuleze elementele HTML, da, conținutul HTML-ului direct din CSS. De exemplu, putem să alterăm aici stilul lui placeholder folosind, bineînțeles, pseudoelementul placeholder și facem mai input placeholder folosim pseudoelementul placeholder pentru a stiliza placeholder-ul elementului de aici, da? Și o să zicem, nu știu, color, red, da? Dacă dau save, o să vedeți că textul de aici s-a schimbat în roșu. Dacă dau font size uh, 0.7em, o să vedeți că textul s-a făcut mai mic, da? Și placeholder de de exemplu, ăsta este un exemplu de pseudo element pe care îl putem folosi pentru a uh, manipula, pentru a stiliza ul unui Input. De asemenea, haideți să mai creăm un alt element aici. Putem să zicem H1 și dăm un text. Putem să-i dăm și un ID. My title. Da, title. Acesta este titlul meu. Și acum haideți să mergem în CSS și să facem my title. Și putem, de exemplu, să folosim before and after. Folosind BEFORE de after, pur și simplu putem să mai adăugăm ceva peste textul de aici. De exemplu, dacă pun after și o să folosesc proprietatea content, putem să-i mai adăugăm să zicem test. Da? Test și observați că în coadă acesta este titlul meu, s-a adăugat test. Nu îl pot selecta ca, ca restul textului care este declarat direct în HTML, dar el nu este selectabil. Iar dacă o să dăm un inspect aici, o să vedeți că doar acesta este titlul meu, apare în HTML direct, restul este uh, provenit din acest after, din acest pseudo-element numit after. De asemenea, cred că mai avem și uh, before, care face același lucru, dar o să îl șterg pe asta ca să... Să mă rog, hai să lăsăm content uh, înainte, da? O să pun aici înainte. observați, s-a uh, afișat aici înainte înainte de titlul meu. Practic. Acestea, este, acestea sunt câteva exemple de pseudoelemente. elemente Ăsta este felul în care le folosim. Destul de simplu, destul de clar din punctul meu de vedere. Uh, la fel, nu o să trecem acum prin toate aceste pseudo -elemente, pentru că sunt destul de multe, după cum se vede și în lista aici. Sunt destul de multe și nu avem, cum evident, cum să trecem printre, prin toate astea într-un singur tutorial pentru că ne-ar lua câteva ore și cred că ar deveni plictisitor la un moment dat. Ok, cam asta a fost și despre CSS. Uh, Ți-am lăsat aici o resursă foarte, foarte importantă dacă ai nevoie de uh, ajutor în uh, procesul de învățare a web development-ului de orice fel or, or, oricărei tip de tehnologie pe care încerci să înveți cum ar fi HTML, CSS, JavaScript și așa mai departe. Orice legat de web găsești pe Mozilla Developer Network. Este singura resursă pe care am pus-o aici pentru că cele mai multe de resurse de genul ăsta fie sunt incomplete, fie sunt cu bani, fie nu sunt de încredere și atunci am pus aici doar platforma de la Mozilla care mi se pare super de încredere și totodată te sfătuiesc să nu te pierzi în enorm de multe tutoriale atunci când încerci să înveți orice legat de web development sau de development în general, pentru că vei pierde mai multă vreme decât ai nevoie. Tot ce trebuie să faci este să înveți bazele structurate așa cum le-am prezentat eu aici sau asemănător, Da, cam astea sunt bazele în CSS, și restul ține de creativitate și de lucrul la proiecte. Da? Vei învăța mult mai bine lucrând la proiecte personale și exersând și căutând uh, soluții la diferite probleme și creând diferite designuri uh, și îți va fi mult, mult mai uh, în avantaj să înveți în felul ăsta decât să te pierzi din N resurse, uh, mai ales că marea majoritate a platformelor de genul ăsta au și vreun fel de abonament, vreun fel de taxă pentru a-ți oferi informația care este absolut gratuită. De aia am pus aici Mozilla Developer Network, au o platformă foarte, foarte explicită cu tot cu exemple de CSS, de HTML, de chiar și de JavaScript și poți merge acolo să cauți orice fel de informații ai nevoie atunci când dai vreo nelămurire despre, despre, cum funcționează ceva anume, fie în CSS, fie în orice legat de web development. Da? Bun, cam asta a fost. Mersi că te-ai uitat și succes pe mai departe.